Bună ziua, dragele! Mă numesc Rotar Natalia și vă invit astăzi la o lecție de chimie. Vă propun să aranjați următoarele cuvinte într-o ordine logică pentru a formula titlul lecției de astăzi. Cred că v-ați descurcat. Astăzi vom studia împreună tema chimia, factor esențial al raportului om-activitate umană-mediu. Pentru a sesiza importanța chimiei în cadrul acestei relații, astăzi vom defini obiectul de studiu al chimiei, noțiunile chimice și legile fundamentale utilizate pentru a caracteriza atomul și elementul chimic. Vom alcătui formule chimice în baza valenței gradului de oxidare, sarcinilor ionilor și denumirii substanțelor. Vom determina valența elementelor în baza formulelor chimice. Ce este chimia? Este o știință care face parte din domeniul științei ale naturii, alături de fizică și biologie. Diferența dintre aceste trei discipline reprezintă obiectul de studiu al fiecăruia. Biologia studiază organismele vii, plantele, animalele și omul. Fizica este știința despre legile generale ale fenomenelor naturii. Iar chimia este știința care are ca obiect de cercetare studiul structurii, proprietăților și transformărilor substanțelor. Substanțele reprezintă matricea din care sunt constituite corpurile de natura vie și nevie. Iar totalitatea reacțiilor chimice care au loc între atomi și molecule în interiorul substanțelor, în urma ruperii unor legături, regrupării atomilor și formării de noi legături chimice, sunt cercetate de chimie. Analizând această simplă definiție, observăm un șir de termeni specifici. Substanțe, reacții chimice, atomi, molecule, legături chimice. Acestea reprezintă noțiuni de bază ca parte componentă a conceptelor fundamentale, terminologiei, totalitatea legilor acestei științe și modul de aplicare a lor în viața de zi cu zi, care necesită a fi studiate pentru ca implicarea noastră zilnică prin utilizarea diferitor substanțe să reflecte un impact pozitiv atât asupra mediului cât și a propriei sănătăți. Din clasele anterioare, cunoașteți că atomul reprezintă cea mai mică particulă chimică indivizibilă a unei substanțe, iar elementul chimic reprezintă un anumit tip de atom. Dar cine a introdus această noțiune? Pentru prima dată, noțiunea de atom a fost propusă de filozoful grec Democrit. Din limba greacă, atomos înseamnă indivizibil. Demonstrarea existenței atomelor, legarea lor în molecule, a durat aproape 2000 de ani, iar rezultatele numeroaselor cercetări au fost reunite în teoria atomo-moleculară. Atomii unui element chimic se deosebesc de atomii altui element chimic prin sarcina nucleului, masa atomică relativă, dimensiunile și proprietățile chimice. Deoarece sunt în continuă mișcare, atomii cedează sau adiționează electroni de pe ultimul nivel, legându-se în molecule și formând substanțe. Substanțele pot fi simple și compuse, în dependență de natura atomilor din care s-au format. Atomii de același fel formează substanțe simple, precum oxigenul, azotul, ozonul, aluminiul, iar atomii cu sarcini și proprietăți diferite formează substanțe compuse, așa ca apa, sulfatul de cupru, hidroxidul de amoniu și altele. Capacitatea atomilor unui element de a se uni cu un număr strict determinat de atomi ai altui element se numește valență, iar sarcina care îi revine unui atom al elementului dacă se admite că a avut loc transferul complet de electroni de la el sau spre el se numește grad de oxidare. De obicei, aceste două valori sunt numeric egale. De exemplu, elementul sulf poate avea valențele
6, 4 și 2. Iar gradele de oxidare plus 6, plus 4 și minus 2. Vă reamintiți care este importanța cunoașterii valenței și gradului de oxidare? Desigur, pentru a determina compoziția cantitativă a moleculei unei substanțe. Să încercăm împreună să aplicăm un algoritm matematic pentru a alcătui formula chimică a acestor două substanțe. Prima substanță ne referim la oxidul de azot 4. Și încercăm să aplicăm algoritmul de determinare a formulei chimice după valență. Scriem alături simbolurile chimice ale elementelor din care vrem să alcătuim formula chimică. Gazul de față, azot și oxigen. Deasupra simbolurilor indicăm valența elementelor. Transformăm valoarea valenței unui element în indicele celuilalt. Vom scrie indicii cu cifre arabe. Dacă obținem numere pare, simplificăm indicii cu 2 și omitem cifra 1. Astfel, obținem formula finală NO2. Să mai aplicăm o dată acest algoritm, dar de data aceasta cunoscând gradele de oxidare ale elementelor. Pentru substanța oxid de fier 3. Scriem alături simbolurile chimice ale elementelor din care vom alcătui formula, deci fier și oxigen. Deasupra simbolurilor indicăm gradele de oxidare sau sarcina ionilor. În cazul de față avem plus 3 și minus 2. Găsim cel mai mic multiplu comun pentru sarcinile ambelor părți ale formulei. În cazul de față avem cel mai mic multiplu comun egal cu 6. Împărțim acest număr la valoarea sarcinii fiecărui atom sau ion și obținem indicele respectiv. Neapărat trebuie să realizăm și verificarea. Deci, înmulțim indicele cu sarcina ionului, numărul sarcinilor pozitive trebuie să fie egal cu numărul sarcinilor negative, iar suma lor trebuie să fie egală cu 0. Dar vă reamintiți cum se determină valența după formula chimică? Vom lua ca exemplu oxidul de clor 7 și aplicăm următorul algoritm. Scriem formula, indicăm valența cunoscută deasupra simbolului chimic oxigen, înmulțim valența cunoscută cu numărul de atomi ai acestui element și obținem pentru el numărul total de unități de valență. Regulă. Într-o moleculă alcătuită din două elemente, numărul total de unități de valență este același pentru ambele elemente. Astfel, împărțim acest număr la indicele elementului respectiv și obținem valoarea valenței elementului al doilea, pe care o scriem deasupra simbolului chimic. Vă propun să sintetizăm cele studiate la lecția de astăzi, rezolvând câteva exerciții. Care din următoarele afirmații sunt adevărate? Elementul chimic reprezintă totalitatea atomelor cu același număr de protoni în nucleu. În cazul de față, avem o afirmație adevărată. Toate elementele cunoscute au fost obținute pe cale artificială. Avem o afirmație falsă. Elementul chimic există sub formă de substanțe simple metale și nemetale. Afirmația adevărată. Numărul substanțelor simple este mai mare decât numărul elementelor. La fel, avem afirmație adevărată. Atomul este o particulă cu sarcină pozitivă. În cazul de față, avem o afirmație falsă. Stabilește formulele compușilor binari indicați în tabel. Ne orientăm în prima coloniță. Avem metalul natriu, care are valența 1, și oxigenul, care are valența 2. Respectiv, formula acestui compus va avea următoarea formulă. Natriu 2O. Pentru a doua substanță, obținem formula natriu clor, pentru că ambele substanțe au valența 1.
Pentru argint, în cadrul compusului cu clorul, avem formula argint-clor. Fierul, cu valența 2, formează cu oxigenul, valența 2, formula fier-O. Fierul cu valența 3 formează formula fier-2-O3. Iar fierul cu valența 3 unindu-se cu clorul, avem formula fier-clor-3. Hidrogenul formează cu clorul compusul H-clor. Caracterizați următorii atomi după criteriile indicate în tabel. Denumirea elementului, simbolul chimic, masa atomică relativă, sarcina nucleului, valența elementului în compusul cu oxigenul și formula oxidului. Pentru bariu vom obține următoarele caracteristici. Aluminiul va forma compusul cu oxigen, aluminiu 2O3, pe baza valenței respective pe care o are. Potasiu are masa atomică relativă 39, sarcina nucleului plus 19, valența 1. Astfel a format compusul Ca2O. Magneziul va forma compusul magneziu-ion pe baza valenței 2. Și siliciul are masa atomică relativă 28, sarcina nucleului plus 14, valența 4 și compusul cu oxigen, siliciu O2. Să recapitulăm. Chimia este o știință experimentală, esențială nu doar procesului de dezvoltare continuă a societății, ci și menținerea echilibrului vital dintre om și mediu. Pentru a înțelege aceste procese chimice în baza cărora stă atomul, astăzi am consolidat cunoștințele cu referire la noțiunile chimice și legile fundamentale utilizate pentru a caracteriza atomul și elementul chimic, ca masa atomică relativă, valență și grad de oxidare. Am alcătuit formulele chimice ale substanțelor simple și compuse pe baza proprietăților atomilor, valență, grad de oxidare și denumirea substanței. De asemenea, am determinat valența elementului după formulele substanțelor în componența cărora se află. Vă urez succes în aprofundarea cunoștințelor în domeniul chimiei în continuare și vă zic la revedere!